Victor Ponta. Atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea, a se aleg premierii, mintri, vicepreedinii PSD. Fostul premier Victor Ponta continuă seria atacurilor la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. De această dată, Victor Ponta reacționează la declarația fostei secretare, Anisa Stoica, inculpat în dosarul angajărilor fictive la Gasp Teleorman, care a afirmat într-un interviu ce în perioada în care a lucrat la PSD ar fi fost jignit și umilit. Mai mult, a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei, pe Anisa o angajez de frumoasă. Vă rog să citiți cu atenție aceste cuvinte chiar emoționante ale unui om aflat într-o situație dificilă. Ți gândiți-vă cum am ajuns să teleormanizăm toată România multiplicând exponențial aceste cazuri dramatice. Este important să citiți pentru ca ceea ce s-a întâmplat timp de 15 ani în Teleorman se întâmpla de peste un an în București și în toată țara. Oamenii sunt cumpărați cu funtii de la stat pentru care nu au nicio calificare și pe care nici nu sunt în stare să le exercite. Criteriile de promovare nu au nicio legătură cu competența, profesionalismul și onestitatea. Astea se aleg premierii și ministrii, vicepreședintii PSD, parlamentarii sau conducătorii unor instituții fundamentale ale statului. Esti din Teleorman sau ai dat contracte la Teldrum 2? A spus domnul Dragnea să fi numit angajat, în funcție 3. A spus domnul Dragnea că este frumoasă în felul acesta guvernul, parlamentul, PSD vor merge din ce în ce mai rău afectând viața noastră de azi și mai ales și de mâine. Si nu mai insistați că vorbesc prea mult de Dragnea, că timpul este autorul și conducătorului acestui sistem corupt și responsabil trebuie să vorbesc și să mă lupt cu el așa cum m-am luptat cu Basescu. Este datoria mea și a oricărui om care pune viitorul tării noastre înaintea propriului buzunar, birou, secretare și masin de serviciu, să nu asistăm impasibil și să luptăm ca acest sistem să plece cât mai repede de la putere, scrie Ponta, pe Facebook.